Anual, peste 100.000 de români se mută din orașele mari la sate. Aglomerația și traiul mai ieftin sunt doar unele dintre motive. Mulți renunță și la locul de muncă și se reprofilează. Nevoia de liniște și spațiu primează de cele mai multe ori în luarea acestor decizii, spun specialiștii. Deși migrația oraș-sat a devenit dominantă ca pondere în migrația totală începând din 1997, tabloul teritorial al structurii migrației interne este unul puternic diferențiat. În pandemie, peste 115.000 de români s-au mutat de la oraș la țară, unii forțați de pandemie, alții ca să lucreze remote, departe de zgomotul și poluarea din marile aglomerări urbane. Oamenii care e acum, ce trebuie să facă la oraș? Normal. Trebuie să facă ceva. Considerați că și poate pandemia i-a împins să meargă la sate? Nu cred. Asta e o prostie, pandemia asta. Situația economică. Asta e. Și e normal. Energia a crescut, toate au crescut, salarii mici. Credeți că și pandemia a influențat acest lucru? Adică poate au fost speriați? Și pandemia, dar mai mult economic. 2020 a înregistrat pentru prima dată în ultimii 14 ani o creștere a populației din mediul rural în România. Lucrul de oriunde și distanțarea socială au condus la o tendință de migrație a populației către zone mai liniștite, din suburbii sau localități din jurul marilor orașe, cu efecte importante asupra pieței rezidențiale. Mai bine la țară. E mai bine la țară? Da, eu stau iar aici. Eu la oraș, că am domiciliu pe Veterean la Târg, și vara stau la țară. Dar iarna stau la căldură aici. Numărul românilor care s-au mutat la sate s-a dublat în ultimii 10 ani, iar specialiștii spun că și pandemia a influențat cumva acest lucru. A, ce se poate. Da. Cauza taxelor, cred că. Da. Considerați că și pandemia a influențat acest lucru? Și pandemia, că au rămas fără servici. Și mai ales tinerii care au plecat și... Asta e, s-au închis toate întreprinderile, cu ce să trăiască la oraș? În vreme ce unii orășeni caută liniștea satelor românești, alții locuitori din mediul rural își caută locul de muncă la oraș, întrucât economia locală nu oferă joburi care să-ți permită să trăiești. Polii naturali de creștere, cum sunt orașele București, Cluj-Napoca sau Timișoara, continuă să-i atragă pe tineri, în timp ce unele orașe care au crescut artificial în perioada comunistă se micșorează și își pierd din locuitori.